Bănuite sunt căile Domnului chiar și atunci când ele se intersectează cu marea autostradă a internetului. Preoții au auzit probabil și ei de zica la modernă conform căreia nu ai Facebook, nu existi, așa că au apărut conturile pentru lăcașe de cult. Un exemplu ar fi Mănăstirea Râncăciov, care are o pagină pe rețeaua de socializare. Preoții au și un alt motiv pe lângă promovarea lăcașului. Mănăstirea ar fi trebuit renovată de 15 ani, dar pentru că autoritățile nu au găsit bani, clădirea a devenit un pericol. Și cum sătenii nu prea mai dau pe la biserică, măcar parohia virtuală să fie puternică. Din țara care a dat lumii acatistele online și spovedaniile virtuale, nu aveau cum să lipsească paginile sociale pentru biserici. Mănăstirea Râncăciov este unul dintre lăcașele de cult care și-a extins parohia și în mediul virtual. Cât despre motiv, e mai mult decât evident. 15 ani, vă dați seama, să stea în ploaie, în zăpadă, căldură, frig. Și o să vedeți, toată schela este la fel destul deplasată pentru că acoperișul provizoriu este prăbușit și am împins schela spre exterior. Asta este schela. În stilul ăsta risca să rămâneți o mănăstire online, să rămâneți doar pe Facebook. Da. Sperăm că nu vom ajunge până acolo. Biserica, un monument istoric de altfel, stă să cadă. Este cei drept în renovări de vreo 15 ani. Pe lângă preotul paroh au trecut atâtea promisiuni de fonduri încât și el începe să creadă că o biserică terminată este doar un vis frumos. Vă e teamă să nu pice biserica? Da, și pe oameni și pe copii. Stăm de nevoie, când e mormântare, când e la înviere, la... Când e botezul, nu ne teamă, dar oricum parcă e puțină frică, ce să... O biserică în care oamenii vin doar din an în Paște nu e visul niciunui preot, dar acolo unde există credință nu prea există bariere. Așa a apărut pagina de Facebook a mănăstirii. Cred că nu a fost o idee, ci a fost pur și simplu ceea ce am simțit că trebuie să fac pentru frații noștri români, în special pentru cei care sunt plecați în străinătate. Sunt mulți cei care au nevoie de o vorbă bună sau de cineva care să-i asculte. Aici intervine pagina de Facebook, o adevărată punte virtuală între enoriași și duhovnici. Transmitem cele mai frumoase gânduri ale noastre românilor din țară și din străinătate și un îndemn de rugăciune pentru fiecare zi. Foarte mult mulțumesc pentru binecuvântările pe care le așteaptă, în special cei din străinătate. Avem și conversații unde cer sfaturi, ne spun despre necazurile, despre greutățile prin care trec și rugămintea de a ne ruga pentru ei. Chiar dacă biserica și-a mutat o parte din activități pe internet, preotul paroh nu are de gând să renunțe la renovarea lăcașului de cult. Părere împărțită și de enoriașii din parohie. Avem un mijloc ușor de a comunica, dar totuși biserica rămâne locul unde ar trebui să ne adunăm, unde ar trebui să discutăm cu noi și cu Dumnezeu. Internetul, eu zic că este doar un mijloc de informare și nu de creștere spirituală. Să-mi dea Dumnezeu să vă bagă mănăstire, să știm, să facem, că nu mai vine lume, nu mai vine... Dacă vedeți într-o sărbătoare din asta câte autocaruri, câte astea vin, și ce să vină, ce să badai? Acum, preotul mănăstirii vrea să acceseze fonduri europene pentru a termina restaurarea lăcașului de cult. Până atunci, însă, va continua să fie activ și pe internet.